a fost pentru prima dată invitat la adunare. Pentru prima dată invitat la adunare de Pentecostal. Și am fost acolo cu fratele meu și totul a fost frumos până au început să se roage. Când au început să se roage, eu nu mai fi niciodată niciunui frate, mi-au zis că sunt vrăjitor, nu mai merem sigur la ăștia și nu ne-am mai dus de atunci. Dar bine era dacă mergeam de atunci. Timpul a trecut și pe clasa 12 m-am mutat la liceul de muzică. Acolo am vrut să avansez pe cantul principal, să merg și mai departe. Am găsit un impresar din Cluj, spectacolul a început să meargă și mai bine. Am fost la România Talent. La România Talent sunt două lucruri. Dacă spun te sunăm noi, nu te mai sunăm. Dar eu am făcut contract cu ProTV-ul și trebuia să mă duc mai departe. Trebuia să trec mai departe și la un moment dat ceva s-a întâmplat în viața mea. Eu pe clasa 12 făceam naveta cu trenul la școală și într-o dimineață un prieten a vrut să arunce un Nou Testament. Și am spus, nu-l arunca, dă-mi-l mie, că-l citesc eu. Pe clasa 12 am început să merg la o biserică baptistă, la Sfânta Treime din Deva, care este și acum. Și am început să mă mai implic și eu, să mai cânt, să... Dar nu s-a întâmplat mare lucru în viața mea. Dumnezeu nu a produs nașterea din nou mică. Și într-o seară m-am dus cu doi prieteni la unul dintre ei acasă și în seara aia a fost cea mai specială seară din viața mea. În seara aia ne-am uitat la o mărturie a unei fete care a fost în rai și în iad. Prietenii mei la un moment dat s-au plictisit de mărturia asta. Dar ei când s-au uitat la mine, eu plângeam. Și-o spus, bă, Cipri plânge. În seara aia Duhul lui Dumnezeu mi-a cercetat inima, cu adevărat. Și în seara am simțit prezența lui Dumnezeu că n-am mai simțit-o niciodată. M-a dus la CD-ul, la CD-urile pe care le aveam în Gheozdan, le-am luat și le-am rupt toate. În seara aia m-am predat Domnului. În seara aia am înțeles două lucruri. Am înțeles că sunt atât de păcătos încât merit iadul. Și am înțeles că dacă aș fi murit, aș fi mers direct în iad. Dar seara am mai înțeles un lucru. Am înțeles că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele mele. În seara aia mi-am rupt toate CD-urile de spectacol, am renunțat la impresar, am renunțat la cântat, am renunțat la dansat și în seara aia m-am pocăit cu adevărat. Am hotărât la primul botez să mă botez pentru că cuvântul Domnului spune cine va crede și să vă boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Eu nu vă știu pe niciunul dintre noastră, acum pe fratele l-am mai văzut. Dar vreau să spun un lucru seara asta. Suntem aici în adunare prin Harul lui Dumnezeu. Dacă este vă unul dintre dumneavoastră care trăiește în păcat, acela va merge în iad. Nu există nicio cale să merge cel decât Iisus Hristos și pocăința autentică. După ce m-am pocăit, m-a sunat impresarul. La un moment dat nu m-a sunat în viața mea, după aia m-a sunat. Dar de data asta s-a schimbat și am spus, nu mai mânt. M-am pocăit. Pentru că Dumnezeu m-a schimbat cu adevărat și l-am cunoscut pe El. Și viața veșnică este aceasta, să-L cunoaște pe El, spune Domnul Iisus. După ce m-am pocăit, înainte să mă botez, am avut o dragoste mare pentru a predica Evanghelia. Și am început să predic Evanghelia pe stradă, vreau să spun tuturor oamenilor ce a făcut Dumnezeu cu mine. Am început să predic cuvântul Domnului pe stradă și chiar vorbeam într-o seară cu un prieten la telefon și i-am spus, vreau să facem o lucrare. Vreau să spunem Evanghelia și am început o lucrare la spital, care și acum merge în Deva. Și să mergem fiecare duminică și să predică Evanghelia în spital, la oncologie. Acolo avem experiențe foarte frumoase cu Dumnezeu, în care oameni care l-au primit pe Domnul Iisus și după au murit. Poate ne vom întâlni cu ei într-o zi în cer. Și Domnul să lucreze. Apoi mai târziu m-am hotărât să vin la institut, doar că frații au spus, frate, n-ai nici măcar un an de la botez, nu te poți duce, mai stai un an acasă și după atât duci. Bine. Era al doilea an pe care stăteam acasă, nu m-am obosit, am vrut să dau și la conservator și atunci n-am intrat. Dar am mai stat. Al doilea an pe care l-am stat acasă, am stat lângă Dumnezeu, am lucrat și anul viitor, cum a trecut, am venit la institut prin Harul Domnului. Și asta e chemarea pe care Dumnezeu mie mi-a făcut-o să predic cuvântul Domnului toată viața. Să spun lucrările mari ale lui Dumnezeu ce l-a făcut cu mine.
Și cred că sunt aici printre noi mulți care pot spune ce lucrări mari a făcut Dumnezeu în viața lui. Și să spunem cu toții lăudați să fie Domnul. Aș vrea să cânt acum o cântare. Se numește Înviat. De la Adi Hentea și dacă o știți, vă rog să o cântați împreună cu mine.